my back and my for that. We give up on the difficult one. Neața, dragilor, este 9:21 dimineața. Ne-am trezit frumos și îmi place foarte mult în America, e cafeaua. Deci ador cafeaua din America. În Europa e căcatul ăla de expreso, știi? Care mie nu-mi place deloc. Ăsta este genul de cană de cafea care mie îmi place. Multă și lungă. Și făcută la filtru, știi? Filtrul ăla de cafea pe care picură apa pe cafea. Aia este exact cafea mea preferată de departe. A venit ghidul și normal că nu pot să scap de nici în LA nu scap de asta. Că uite ce cola ăștia în LA. Ia uite. So I'm here with Video Mania. He's from Hungary. He has 600,000 subscribers. And I just want to say something to you. I know a few words in Hungarian. Csokolom. Csokolom. Yeah. Yeah, that's like a greeting. Yeah, yeah. For old people. For old people. Levo sorvo. Yeah? What does that mean? This is like I don't care. Like I don't give a shit. And I know one more, lofos. Lofos, exact. Lofos. 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 Yeah. That's horse. That's a horse's cock. Yeah. Do you know any words in Romanian? Suci p***. Yeah. I mean not, but I know what you mean, okay? And what does that suci p*** mean? That's your suck my mother, cock. Mother suck my big Romanian. I thought so. All right, guys. So I'm here with Video Mania from Hungary. You guys can subscribe or check out his channel. I'm gonna link it down below. Meanwhile, we're cruising through LA like, you know, we don't give a shit. The weather is absolutely beautiful. Yes, thank you. Cum arată, bă, băiatule. Big. Asta este YouTube Space, Los Angeles. Let's go. Deci că putem filma absolut orice vrem noi, în afară de chestiile producție. Aici sunt mari, mari studiouri. Partea asta nu pot să filmez, dar e mare, mare studio. Și în partea asta la fel. E ceva de genul cum ne facem noi studioul la în Pipera. E similar cu Pipera. YouTube Red Original Movie. Provează foarte mult YouTube Red, ceea ce e mișto. Hai, povestește-ne masă. Este o masă americană cu trei apărători în poartă. Deci e prima oară când vezi așa ceva? Prima oară când o ating și când văd Deci aveți grijă dacă vreți să provocați ghidușul la un fuzbol, că vă rupe fâșul. So I'm just gonna find my name. Asta e un birou unde dacă ai chef să montezi, dacă ai chef să vii să-ți editezi niște clipuri sau să faci gaming, YouTube îți pune la dispoziție spațiul ăsta ca să o faci. Se joacă, își fac treaba, montează. Probabil Mac-urile alea sunt cam cele mai șmechere. Întâlnire între doi YouTuberi, uite cum se filmează unul pe altul. Mai ce drăguț. Acum întâlnire de trei YouTuberi. So, we're going to give you a tour and walk you through the space. Gorgeous soundstage at YouTube Space LA. It currently is a closed set right now because Game Grumps, one of our top gaming creators, is shooting in there. When a creator comes to the YouTube Space, they check in, they come back here to the tech cage to get their cameras, their lights, etc. And we have great relationships with a lot of production equipment manufacturers. We have good relationships with Red, who makes a wonderful cinematic camera. We have good relationship with Panasonic, Sony, and the like, and obviously they want to get their technology and their equipment in the hands of YouTube storytellers. And we really hire for the tech cage to be great teachers and advisors. So Chris here is a great example of that. Creators can ask him any sort of question they may have, like, hey, this is what my concept is, what do you think? And it's a very informal atmosphere where you're really crowdsourcing the best ideas. Oh, you guys are ready for a movie! Tot spațiul ăsta e un mare, mare studio. O grămadă de scule, o grămadă de aparatură foarte mișto, izolația, niște nacele pe care le-am văzut. Tehnologia care este făcută, toate chestiile astea. Eu îmi fac, în momentul ăsta, fac studio, construiesc studio. Și pentru mine, tot ce e aici este pornografie. Și fix pornografie, deci nu mor, mă uit numai. Deci oamenii de aici toți sunt ceva de genul, wow, uite, One Direction. Sau eu sunt genul, uite o nacelă, uite o macara, ce izolație are pe pereții ăștia, ești nebun. Și eu sunt gen, pe mine asta mă fascinează de fapt. Nacelă din asta, chiar am nevoie la studio de o nacelă. Toată lumea este super impresionată de filmulețe și poze cu One Direction. Eu sunt fascinat de nacelă asta.
If you look behind the monitor there, I can go ahead and draw in 360. As you notice, I was holding a trigger button here to draw, and I could walk around it and see how I'm drawing in 360. On my left hand, I like to call this my artist palette. I have a color wheel. Now I can go ahead and change the color. Then you have your paintbrushes, paint strokes. So you paint with a regular one, multiple different pages. We just did fire, let's do smoke. And then we have another page, let's do screamer. Tocmai am aflat că o să mergem la o înregistrare cu James Corden, tipul care face carpool karaoke. Și nu putem filma. O să participăm la filmarea de la Tonight Show, like the actual filming of the show, știi? Și nu pot să duc camera asta cu mine, pot să-mi duc doar telefonul și cam atât. Deci o să filmez eventual cu telefonul, probabil, dacă era să filmăm. Nu putem filma în timpul show-ului, dar putem filma probabil înainte și după. Deci cam asta o să facem acum. De la YouTube Space plecăm direct să ne întâlnim cu James Corden. You guys drink Coca-Cola? Very rarely, but very rarely. All right. I do. This is a Coca-Cola can from Romania. Do you like it? What's different about it? Well, take it. It's pretty standard. Well, what do you think? Mikey! I thought it was gonna explode. This is cool. Ooh. Hi Alex. Oh, I'm Alex. Boom. Ooh. Two. You know, he actually plays pretty well. I'm actually surprised that you kick his ass. Și foarte mișto food truck ăsta. Uite cât de american ești, nebun la cap. This is so American. Can I have a form? Un șezlong din ăsta aici, șe. Alright guys, so this is what you do when you have a car full of YouTubers. This is Paulina sitting to my left. Hey Paulina, what's up? I'm so excited. Paulina is actually a YouTuber from Poland, and what she does is she teaches Polish. I mean, she encourages people to, you know, speak Polish correctly. Yeah, and if you're Romanian, you need to speak Romanian correctly. And if you're like Brazilian, you need to speak Portuguese correctly, and yeah, so on and so forth. You should do it. You should do it, right? It's important. Just do it. Just do it. Do it! Do it! Ce janghine de mașină au ăștia. Bine, am ajuns, suntem la CBS. Suntem aici ca oile în țarc. Și așteptăm, nu știu, să intrăm probabil. Și toți din jurul nostru merg la Prețul Corect, The Price is Right, care aparent emisiune de pe o televiziune din America, CBS. Auzi, care e foarte popular. Și burlă ca disperații, că vor să câștige mașini și... Are 591 de mililitri. E mult mai groasă. Dar știi ce n-are? Fața mea pe ea. O să ai tu sticla pe față dacă nu te... Ia uite! Acum am ieșit de la Late Late Night Show cu James Corden. Faza e că nu am avut voie să filmăm absolut nimic. N-am avut voie, dar ghidușul, cum se ține de ghidușii, a filmat. Dacă vreți să vedeți de Late Mare Late parte. Show. Dacă vreți să vedeți The Late Show filmat cu Șustache, intrați pe canalul lui Ghiduș, o să pun în descriere un link ca dacă să-l vedeți. Dacă vreți o poză corectă cu mine și cu toți la tău, intrați pe Instagram-ul meu. Pentru că și-a făcut poză pe Șustache, adică când nu se uita nimeni, ți-a ridicat telefon, ba, și-a făcea o poză. Asta e că pentru prima oară am ajuns să văd cum se face cu adevărat o emisiune ca lumea. Nu înțelegi? Pișcotării vorba ta. Bă, în România mi-e rușine. Deci, mi-e rușine mie, care, da, am participat la o emisiune de genul ăsta. Bine, asta e puțin diferența. Ăștia, practic, sunt cei mai buni din lume la așa ceva. Adică la entertainment, americanii rup. Au schimbat un platou cum schimbă la Formula 1 cauciuc. Da, mă, băi, deci au construit, practic, la Formula 1. O cameră de la zero. Îți vine carne așa, crudă, și tu le pui pe mijlocul mesei. Și le cuci aici pe cocătorul ăsta, care de fapt acum e aprins, vezi? Dacă n-a fost primit doar văd ăștia în bucătărie. Da. Trebuie să ne gătim noi singuri la masă. Mâncarea în mijlocul mesei, după mese, în mijlocul mesei, mare greutate. Deci, trăim în California și mâncăm mâncare coreană. Hey, 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 la baga ma for that. We give up on the difficult one. Getting mad, blurry.